Eu vă întreb pe dumneavoastră, cei ce v-ați ridicat în picioare afirmând că sunteți părinți, vreți să vă fie copiii binecuvântați? Amin! Auzi, Doamne, aminul! Auzi, Doamne, aminul acesta! E bine, dragii mei, vreau să vă spun astăzi că în spatele succesului și a binecuvântării copiilor noștri stau părinți responsabili, care își înțeleg rostul, care își înțeleg menirea. Aș vrea să vă citesc din două locuri din Scriptură, pentru că vreau să ne uităm la o familie, sau să vă întreb altfel. Ați auzit de Iacov și de Ioan? Ați auzit? Apostolii Domnului. Ați vrea voi să fie copiii voștri ca și Iacov și ca Ioan? Ei bine, dragii mei, haideți să aruncăm o privire la familia în care s-au născut și au crescut acești copii. Iacov și Ioan au ajuns apostolii Domnului. Și aș vrea să ne uităm un pic și ca să înțelegem mai bine, am să citesc două pasaje din Scriptură care ne vorbesc despre familia lor. Întâi din Matei 4 cu versetul 21. Știți ce zice aici cuvântul Domnului? Despre Domnul Iisus zice, de acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejile. El i-a chemat. Să vă mai citesc un pasaj tot despre familia asta. De data aceasta, din Matei, capitolul 20, versetele 20 și 21. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Atunci mama fiilor lui Zebedei, în primul verset era tatăl fiilor lui Zebedei, cu feciorii lui la pescuit, da? Matei 20 cu 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Frații mei, surorile mele, vă iubesc cu dragostea lui Hristos pe toți. Și mulțumesc Domnului că ne-a făcut frați. Ei bine, vreau astăzi să înțelegem că biserica din Râmnicelu sau din Țăndărei sau de oriunde din altă parte este o școală în care fiecare dintre noi avem de învățat lecții importante pentru câștigarea vieții veșnice, dar și lecții importante pentru ca familia noastră să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că de fiecare dată Domnul se coboară în mijlocul adunării. În seara aceasta am stat și m-am gândit, aici suntem la Poiana Brașov. Despre Poiana Brașov toată lumea zice că este unul dintre cele mai frumoase locuri din țară. Ei bine, în seara aceasta eu știu exact care e cel mai frumos loc din țară. Acesta. Aici. De ce? Pentru că scrie în Cartea Sfântă așa, frumos este să lăudăm pe Domnul. Și când îl lăudăm pe Domnul, Dumnezeu se uită spre noi ca spre ceva frumos. Însă în locuri ca acestea, noi îl lăudăm pe Domnul și Domnul revarsă peste noi cuvântul Său care să ne fie de mare folos. Așa de mult m-am bucurat când s-a cântat cântarea asta. Revarsă harul tău peste robul tău. Cum e, Biji? O, Iisuse, Domnul meu, lasă har peste robul tău, mă rog să lase Domnul har peste mine, să pot în această seară să vă chem să avem fiecare dintre noi puterea de a primi lecții despre mântuire, dar și lecții despre ce înseamnă să creștem copii binecuvântați de Domnul în casele noastre. Odată, într-un sat din ăsta de munte, mergeau niște tineri din ăștia aroganți de la oraș, gălăgioși, mergeau pe ulița satului, câte o casă aici, câte o casă acolo, și la un moment dat, în fața porții unei case, era un om bătrân care stătea pe o băncuță. Și tinerii ăștia aroganți l-au întrebat, hei, bade, în satul ăsta s-a născut vreun om mare? Și omul a zis, nu, în satul ăsta s-au născut numai copii mici. Ce vreau să vă spun cu asta? Orice om mare a fost cândva un copil mic.
Însă ca cineva să ajungă mare, trebuie să se ocupe cineva să-l ajute să fie mare. Apreciez faptul că aveți copii. Aveți copii mulți, dar este foarte important ca ei, copiii aceștia, să înțelegem că ne-au fost dat ca să-i creștem și creșterea lor trebuie făcută în așa fel ca ei în casele noastre să-L cunoască pe Domnul și să ajungă la mântuire. Știți dumneavoastră că înainte ca ei, copiii, să-L vadă pe Tatăl Ceresc, îl văd pe Tatăl Pământesc. Și felul cum Tatăl Părintesc se poartă, Tatăl acesta Pământesc se poartă cu ei, le va da imaginea despre ce înseamnă să se roage și să zică Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar cine nu vede un tată bun, pune-l să zică Tatăl nostru. Că va zice, oh, tata meu era numai unul care, vai de capul lui. Frații mei, înțelegeți că trăirea noastră în familie este o mărturie despre Dumnezeu din ceruri. De aceea mă rog Domnului de data aceasta în dreptul tuturor fraților și zic, Doamne, ajută-ne să fim tați responsabili. Dar mă duc și pe partea surorilor și zic, Doamne, ajută-ne să fim mame responsabile. Sigur, aș vrea dar să înțelegem astăzi, dragii mei, Iacov și Ioan au fost oameni care s-au bucurat de succes în viața aceasta pe pământ. Știți dumneavoastră, de exemplu, Ioan ne-a lăsat scrisă Evanghelia după Ioan. Știți că Ioan ne-a lăsat scrisă Apocalipsa. Știți dumneavoastră despre Iacov, care a fost om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit și care a plătit cu viața pentru Domnul și pentru credința lui în Domnul. Ei bine, vreau să ne uităm în Scriptură și să înțelegem ceva. Vă aduceți aminte ce am citit din Scriptură? Dumneavoastră aveți memorie foarte bună. În primul pasaj, i-am găsit pe copiii ăștia cu tata. Iacov și Ioan erau împreună cu tatăl lor Zebedei și cârpeau mrejile, curățau mrejile. Și ne uităm la al doilea pasaj și găsim pe copiii ăștia doi cu mama. Cu mama împreună au venit la Domnul Iisus ca să-i facă o cerere. Știți ce înseamnă asta? Că părinții responsabili stau aproape de copiii lor. Își țin copiii aproape. Aș vrea dar să înțelegem în ce a constat succesul acestor oameni care au ajuns apostoli al lui Dumnezeu. Succesul lor a început cu părinții lor. Și mă rog lui Dumnezeu ca din copiii voștri să facă Dumnezeu apostoli ai săi. Vorbesc astăzi părinților la o conferință de familie. Vreau să vorbesc părinților și vă chem să înțelegem câteva adevăruri care nu pot fi contestate. Cum trebuie să fie părinții care își conduc copiii spre adevăratul succes, spre adevărata binecuvântare? În primul rând, sunt părinți care stau aproape de copiii lor. Și ca să fiu sigur că învățăm ceva în această seară și văd că dumneavoastră vă place să participați, vreau să ziceți aceste cuvinte. Părinți care stau aproape de copiii lor. Foarte bine, asta să nu uităm. Nu doar au apropiere fizică. Există nu puține familii în care părinții și copiii, chiar dacă stau în aceeași casă, sunt străini unii față de alții. Eu vreau să vă chem să înțelegem că părinții și copiii trebuie să stea aproape unul de altul sufletește. Nimic nu mi-e mai drag decât să aud copiii, calitatea pe care o am de păstor, mai stau de vorbă cu copii, cu tineri, și îmi spune câte o fată așa, păi eu cu mama ne înțelegem ca două prietene, noi așa de bine ne înțelegem. Și zic, nu-i nimic mai frumos decât să vezi această înțelegere între copii și părinți. Și de aceea astăzi, frații mei și surorile mele, în cuvântul pe care l-am, vreau să vă rog din toată inima, căutați să vă înțelegeți copiii. Există diferență de vârstă între noi și copiii noștri. Și câteodată diferența asta de vârstă nu ne lasă să înțelegem ce gândesc ei, ce simt ei. Dar uitați-vă la Zebedei. Tatăl acestor doi băieți s-a dus la lucru și lucra aproape de copiii lui, lângă copiii lui, împreună cu copiii lui. Acolo la mreji împreună, la toate cele împreună.
Și fiți atenți. A venit Domnul Iisus când tata lucra cu copiii și le-a zis copiilor, nu tatălui, celor doi le-a zis, voi veniți după mine. I-a oprit tata. Dar fi putut să zică tata, stați mă ei, copii, dar noi avem de lucru aici, noi avem asta și asta. Dar ei au înțeles că îi cheamă Domnul și Zebedei a căutat să-și înțeleagă copiii. Frații mei și surorile mele, dacă este un lucru care contează și pe care copiii noștri îl apreciază, este atunci când învățăm să înțelegem, să înțelegem dorințele lor, să înțelegem aspirațiile lor, să înțelegem nevoile lor și așteptările lor. Așa de bine i-a înțeles tata pe ăștia doi. Da, mama i-a înțeles. Au stat cei doi, știți dumneavoastră că ucenicii se certau între ei care să fie cel mai mare. Și probabil i-a auzit acasă pe cei doi zicând, păi tot Petru în față, nu știu ce se întâmplă. Și mama, văzându-le dorințele și aspirațiile, și-a luat copiii de mână pe Iacov și pe Ioan și s-a dus înaintea Domnului și a zis, Doamne, poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la stânga și unul la dreapta ta. Ce înseamnă asta? Mama era una cu ei, tata era una cu ei. Apropierea de copiii noștri e un lucru cât se poate de important. Și de aceea aș vrea de la conferința aceasta când veți pleca acasă, căutați să faceți tot ce vă stă în putință, să le arătați copiilor voștri că îi înțelegeți. Să arătați copiilor voștri că le sunteți aproape, că înțelegeți dorințele lor, așteptările lor. S-ar putea să fie dorințe diferite decât ale noastre. Spun din nou, e diferență de vârstă între noi și ei. Dar un copil va aprecia când părinții lui îl înțelege. Și de ce vă cer asta, dragii mei? Pentru că vă întreb eu pe voi, Tatăl nostru din ceruri, Părintele Ceresc, ne înțelege pe noi? Nu e așa că Tatăl din ceruri arată înțelegere față de noi și față de nevoile noastre? Și se apleacă cu atâta drag spre nevoile noastre și ne ascultă când stăm de vorbă cu El în rugăciune. Pleacă urechea să ne asculte, pentru că Domnului, ca Părinte, îi pasă de noi și simte cu noi. Haideți și noi să semănăm cu Tatăl din ceruri și să căutăm să înțelegem pe copiii noștri. Mai mult decât atât, dragii mei, nu doar să căutăm să înțelegem pe copii, ci să căutăm să fim cu adevărat prieteni ai copiilor noștri. Adică unde ei nu pot, Iacov și Ioan nu puteau. Că era Petru acolo și erau invidii. Dar unde nu puteau ei, a zis mama, nu-i nimic, mă duc eu cu voi. Adică părintele este gata să intervină împreună cu copiii ca să le vadă împlinite dorințele și așteptările. Trăim vremuri foarte aglomerate, dragii mei. Lipsa de timp face să găsim scuze ca să stăm departe de copii. Zicem, oh, avem mult de lucru, n-avem timp de copiii noștri. Dragii mei, frați, scumpe surori, vreau să vă chem astăzi, nu fiți niciodată tați prea ocupați pentru copiii voștri. Nu fiți niciodată mame prea ocupate pentru copiii voștri. Dacă cineva merită atenția noastră în lumea aceasta, aceia sunt copiii noștri. Și Dumnezeu care i-a pus în casa noastră a avut încredere că putem să creștem copii care să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor. Și mai zic ceva, căutați să vă faceți timp pentru copiii voștri. Am un prieten pastor, foarte ocupat. Toată ziua, ba într-o biserică, ba în alta, chemat. Și într-o bună zi mi-a zis așa, Nelule, ai auzit că se mărită fiică mea? Și zic, am auzit. Și zice, ai auzit că se mărită cu cineva din America? Și am zis, da, am auzit. Și s-a oprit el așa, a oftat un pic și a zis, știi ceva? Așa de rău îmi pare că am petrecut așa de puțin timp cu ea și acum văd că se duce. Am petrecut puțin timp cu ea. De ce? Pentru că el era la biserică acolo, la biserică acolo, la biserică dincolo și n-a petrecut suficient timp cu fiica lui. Dragii mei, ca să nu regretăm niciodată, cu copiii noștri trebuie să învățăm să petrecem timp. Și vreau să vă spun astăzi, tovărășia copiilor este o cură de sănătate pentru suflet. Ascultați-mă! Acum eu am nepoți, că vedeți, scărunt și la vârsta la care sunt. Dar nu-i nimic mai frumos decât să-l iau pe nepoțel în brațe.
să-l iau în brațe, să stau să-l ciupesc un pic pe obraz. Știți ce înseamnă asta? O adevărată cură pentru suflet, o adevărată vindecare și alinare. De aceea spun, tovărășia copiilor este lucru cel mai bun care ni se poate întâmpla și Dumnezeu ne-a pus în casele noastre pentru că noi înșine suntem binecuvântați cu ei și ei trebuie să fie binecuvântați prin noi. Amin. Dar încă ceva, dragii mei, v-am chemat să ziceți părinți care stau aproape de copiilor. Aș vrea încă un lucru să vă chem să spuneți. Părinți care dau responsabilități copiilor lor. E, de ce vă spun asta? Toți ne iubim copiii, nu-i așa? Și câteodată suntem tentați să credem că iubirea adevărată e să-l cocoloșești și să zici, lasă că face mama tot, lasă că face tata tot. Tu stai acolo și odihnești, tu nu trebuie să faci nimic. Tu ești puiul lui mama, tu ești puiul lui tata. Da, dar fiii lui Zebedei n-au ajuns apostoli fiind cocoloșiți așa, ci îi găsim, nu știm exact vârsta lor, dar îi găsim cu tata la lucru și îi găsim cu mama la rugăciune, cu mama la biserică căutându-l pe Domnul. De aceea spun, este absolut esențial ca părinții să dea responsabilități copiilor lor. Uitați-vă, citesc versetul din Scriptură. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. Erau la treabă, muncesc părinții și știu că munciți. Am înțeles cu ce se ocupă frații din Râmnicelu, am înțeles ocupația pe care o aveți, dar lângă părinți, muncesc părinții, trebuie să muncească și copiii. Am zis bine atunci, de-aia v-am întins microfonul, să fiu sigur că n-am greșit. Și la Râmnicelu și în altă parte, lângă părinți și copii, după măsura putinței lor. După măsura putinței lor. Dragostea greșit înțeleasă îi face pe părinți să-i protejeze pe copiii în mod exagerat. Dar vă rog să mă ascultați. Cea mai sigură metodă de a le pregăti copiilor tăi o viață grea este aceea de a le îngădui o copilărie prea ușoară. Le dai o copilărie prea ușoară să știi că le va fi grea viața. Ei trebuie să întâmpine greul de la început. Cum e cu 11 copii, frate? Nu-i așa? Trebuie împinși în față să se întâlnească cu greul, să se întâlnească și ei cu provocările vieții. Dar dacă îl cocoloșești și zici, tu, puiuțul lui mama și puiuțul lui tata, nu faci nimic, nu-i vei duce pe drumul pe care i-a dus Zebedei pe copiii lui. Tocmai de aceea spun astăzi, dragii mei, părinții adevărați, părinții responsabili, dau responsabilități copiilor lor. Nu lucruri mari, mic. Da, găleata cu gunoi o poate duce el până afară, nu-i așa? Nu lucruri mari, nu lucruri care trec peste posibilitățile lor, dar trebuie să știe copiii că și ei au datorii și ei mănâncă și ei trebuie să facă ceva pentru asta. Însă vreau să mai spun un lucru, adică să-l spunem împreună. Părinții responsabili sunt părinți care se roagă, asta puteți să ziceți, părinți care se roagă. Sigur! Vedeți dumneavoastră pe mama celor doi, pe mama fiilor lui Zebedei? S-a dus cu copiii ei la Iisus, i s-a închinat înaintea copiilor să vadă copiii că mama se închină. I s-a închinat și a zis, am venit să-ți fac o cerere. Pentru copiii ăștia, mă rog. Pentru ei mă închin ție și spun, Doamne, fă-le ce-și doresc copiii ăștia. Pune pe unul la dreapta și pe unul la stânga. Uitați-vă versetul 20 și versetul 21 din Matei 20, vi le citesc din nou. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Înțelegi tu, dragul meu, că nu poți să fii un părinte responsabil dacă nu ești un părinte care te rogi pentru copiii tăi? Înțelegi tu lucrul acesta? Ascultă-mă bine. Sunt cel mai mic din familia părinților mei. Am fost ultimul care a părăsit cuibul. Și aveam un frate mai mare decât mine care a plecat la oraș înaintea mea.
Și odată plecat la oraș a găsit un anturaj nepotrivit. Și a încetat să mai meargă la biserică. Mergea din ce în ce mai rar la biserică, se ținea de alte lucruri decât cele care trebuia să se țină. Știți cum am crescut eu? Mă trezeam dimineața, eram în patul meu și de acolo din patul meu mă uitam înspre mijlocul camerei, totdeauna mama era în mijlocul camerei, tata era deja plecat de vreme la lucru, el pleca înainte de 5 dimineața la lucru, dar mama era cu mâinile ridicate, cu lacrimi pe obraz și zicea, Doamne, adu-l înapoi, adu-l, Doamne, înapoi. Știți cât timp s-a rugat? 6 ani. Și după 6 ani a venit înapoi. Părinții responsabili sunt părinți care se roagă. Și vreau să știți ceva. Unii dintre dumneavoastră probabil că aveți copii mari. Și poate că stați în această seară aici și ziceți, Doamne, mă tem că eu am pierdut trenul. Adică copiii mei au crescut, am unul dintre ei care nu vine la casa Domnului, am pe unul dintre ei care e în felul lui, altul în felul lui și așa mai departe. Vreau să vă spun un secret astăzi. Cel ce poate schimba vieți este Domnul. I-a luat mama fiilor Zebedei, i-a dus pe copiii ei la Domnul Iisus, s-a închinat împreună cu ei și a zis, Doamne, ți-i las, fă din ei oameni de nădejde în împărăția ta. Dar știți cum i-a lăsat acolo? Ascultați-mă bine. I-a adus acolo 2 fii ai tunetului, știți asta? 2 fii ai tunetului. De ce? Păi era un temperament în ăștia să nu le stai pe aproape. Vă aduc aminte că la un moment dat Domnul Iisus a vrut să treacă printr-un sat al samaritenilor. Și acolo în satul samaritenilor, samaritenii au ieșit și au zis, pe aici nu treci, nu-i voie să vii pe aici. S-a apropiat Iacov și cu Ioan de Domnul și au zis, Doamne, să poruncim, nu puteau ei să poruncească, dar s-au dus lângă Domnul și au zis, să poruncim noi trei cu tine. Hai să poruncim să se coboare foc din cer. Și au dat și din Scriptură, că așa a făcut Ilie altă dată. Hai să poruncim să facă asta. Și Domnul se uită la ei, la fiii tunetului, nu erau în regulă și a zis, voi nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Numai că, fiți atenți, când îți duci copiii la Domnul, o mamă a fiilor lui Zebedei, o mamă al copilului tău și o tată al copilului tău, când îți duci copiii la Domnul, de ei se ocupă Domnul. Și vreau să vă dau un exemplu, vă rog să vă gândiți. Ioan, fiul tunetului, la sfârșitul vieții, știți cum era cunoscut cu numele? Apostolul care? Ia-uzi la ei. Apostolul iubirii, adică din fiul tunetului ajunge un apostol al iubirii. Nu-i lucru mic. Cum s-a făcut asta? Știți cum s-a făcut asta? Domnul știe să se ocupe de fiecare om. S-a uitat Domnul la ei și a adus Domnul aminte de rugăciunea mamei lor și a zis, pentru ei s-a rugat mama sa. L-a luat pe Ioan aproape de el și vă rog să vă aduceți aminte, citiți în Scriptură, scrie Ioan Evanghelia după Ioan și când vorbește despre apostol, zice Petru, așa, așa. Și când vorbește despre sine Ioan, știți cum zice? Ucenicul pe care îl iubea Iisus. Asta știa Ioan despre el, că el e iubit de Domnul. Și uitați-vă la el, oricând stăteau la masă, era un ucenic care stătea cu capul lângă pieptul Domnului. De ce credeți că i-a făcut loc așa? Nu credeți că Domnul i-a iubit pe toți ai săi? Ba da, i-a iubit pe toți ai săi la fel. Dar ascultați-mă bine. S-a uitat la fiii tunetului și a zis ăștia au nevoie de o atenție specială. S-a rugat mama sa pentru ei. Și eu, Domnul, nu stau nepăsător. Eu, Domnul, le schimb viața. Și n-a făcut Domnul altceva decât terapia iubirii, dacă vreți. L-a tratat cu iubire pe Ioan. L-a tratat cu iubire și atâta iubire a trimis spre el, până când ăstuia a intrat în cap că el e ucenicul pe care îl iubea Iisus. El e ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și zic încă o dată, Domnul i-a iubit pe toți. Dar
Domnul a proiectat dragostea sa asupra lui Ioan așa de mult, până când a înțeles că el este iubit. Și când înțelegi iubirea, te faci tu însuți iubire. Și uitați-vă la Ioan, devine apostolul iubirii, și citiți-i epistolele. Prea iubiților, să vă iubiți unii pe alții. Relatează istoria despre el că era deja bătrân. Știți că Ioan a suferit mult, a fost exilat în Patmos. Tradiția spune că a fost aruncat într-un butoi cu ulei încins și așa mai departe. Domnul a vrut să-l țină ca să trăiască mai mult. Și fiți atenți, acest Ioan, Domnul a vrut să trăiască mult și era în vârstă de 90 de ani. Și îl duceau la biserică, la Efes, îl duceau tinerii, îl duceau în biserică să fie și el cu adunarea. Și totdeauna când era acolo la adunare, îi puneau întrebarea aceasta: frate Ioane, ce vrei să ne spui astăzi? Și istoria consemnează că Ioan zicea doar atâta: copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. El e unul care a gustat iubirea. Și cine a gustat iubirea, iubire se face. De aceea astăzi, pe voi care sunteți părinți, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos: iubiți-vă copiii și puneți-vă copiii în fața iubirii lui Hristos. Lăsați copiii voștri să fie scăldați în iubirea lui Hristos. Rugați-vă pentru copiii voștri. Mijlociți înaintea Domnului pentru copiii voștri. Învățați-i pe copiii voștri, înțelegeți-i, apropiați-vă de ei și va fi ferice de copiii voștri. Dragii mei, aș vrea să înțelegeți în această zi, fiecare dintre dumneavoastră, că soluția pentru o familie binecuvântată este una singură: Domnul. Noi de El avem nevoie. Spre El se îndreaptă privirile noastre. Teama de Domnul era cheia, spunea fratele nostru. Omul care se teme de Domnul își vede familia binecuvântată. Vreau să vă chem, frații mei și surorile mele, e cuvântul pe care vreau să-l las între voi. Lăsați ca în casele voastre să se vadă teama de Domnul. Lăsați să se vadă că în casele voastre locuiește Iisus. Soția mea care e aici de față, cu ani în urmă am fost într-o tabără cu tinerii și de acolo a adus un apțibild, parcă îl văd și acum, e pe ușa casei noastre. E alb și cu roșu, scrie așa: aici locuiește Iisus. Știți ceva? De fiecare dată când deschid ușa aceea, mi-e dat să văd că în casa aceea este Iisus. Și dacă n-ai un apțibild pe ușă de felul acesta, în casa ta nu-i așa că vrei să locuiască Iisus? Deci știi că Iisus este în casa ta, vei vorbi tare frumos cu soția ta. Vei vorbi cu soția ta conștient că acolo este Iisus. Când știi că Iisus e în casa ta, așa de frumos vei vorbi cu soțul tău. Așa de frumos veți vorbi cu copiii voștri. Știți că în Vechiul Testament, la un moment dat, chivotul Domnului a ajuns să fie luat de filisteni, s-a dus dintr-o parte în alta și la un moment dat au adus chivotul înapoi și David, după ce a murit Uza, s-a temut să ducă chivotul mai departe cu el. Și chivotul s-a dus în casa lui Obed-edom. Și știți ce spune Scriptura? A stat câteva luni chivotul în casa lui Obed-edom. Dar concluzia rămânerii chivotului, adică a prezenței lui Dumnezeu acolo, zice: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom. Dragul meu, dacă prezența ta e în casa ta, te vor vedea copiii cum îți pleci genunchii. Se vor uita copiii la tine și vei lua mânuțele și li vei împreuna mânuțele și vei zice: zi și tu cu tata, zi și tu cu mama, tatăl nostru. Sau hai să cântăm împreună o cântare. Aceasta este familia pe care o binecuvântează Domnul.
Și în această seară, dragii mei, sigur că s-a făcut târziu, dar eu vreau să vă chem să facem o rugăciune. O rugăciune în care să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru copiii noștri. O rugăciune specială în care să zicem: Doamne, Tu nu ne-ai dat copii ca să fie combustibil pentru iad. Tu ne-ai dat copii ca să moștenească raiul împreună cu noi. De aceea mijlocim înaintea Ta, Doamne. Și dacă n-am făcut tot ce ar fi trebuit să facem până aici pentru copiii noștri, Doamne, încredințăm copiii noștri în mâna Ta. Tu, Cel ce l-ai schimbat pe Ioan și pe Iacov, Tu poți să-i schimbi și pe copiii noștri. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să ne rugăm în felul acesta lui Dumnezeu.